Salut! Ai fost la interviuri și nu ai mai primit feedback după aceea? Te întreb, care ar fi motivele pentru care un recrutor nu te-ar mai suna și nu ți-ar mai da niciun semn de viață după ce ai fost la un interviu? Rămâi cu noi în acest clip și vei afla 5 motive pentru care recrutorii nu-ți dau feedback după un interviu de angajare. Haideți să vedem care sunt principalele 5 motive pentru care un recrutor nu-ți dă un feedback în urma unui interviu de angajare. În primul rând, este vorba despre lipsa de timp. Acest motiv este invocat de majoritatea recrutorilor. Poziția de recrutor presupune să ai foarte multe proiecte în același timp. Asta înseamnă să relaționezi cu foarte mulți candidați, să relaționezi cu angajatori diferiți și mai ales să cauți candidați și să ai interviuri cu ei. Numărul de candidați cu care un recrutor are interviu poate să depășească într-o săptămână 10. Multe 10. Asta înseamnă că este destul de dificil să stai după fiecare candidat și să-i dai un feedback detaliat. Pe de altă parte, intervine motivul numărul 2. Lipsa de concentrare și disciplină. Până la urmă, dacă avem bunăvoință, dacă avem un mod organizat și disciplinat de a lucra, ne găsim timp să dăm feedback angajaților. Însă, de cele mai multe ori suntem luați de val și pur și simplu nu mai ajungem să dăm un feedback celor cu care ne-am întâlnit în cadrul interviurilor de angajare. În al treilea rând, și e un lucru care ține de ce am discutat până acum, uitarea. Pur și simplu, uneori, uităm. Ne ținem să dăm feedback lui X sau lui Y, însă pur și simplu ne luăm cu alte lucruri și uităm. E omenește, dar asta nu e neapărat o scuză. Jena. De foarte multe ori, în momentul în care vrem să dăm cuiva un feedback, că este o persoană apropiată, că este un candidat, că este un angajat, pur și simplu, nu contează. Până la urmă, în momentul în care dăm un feedback negativ, avem o jenă în a-i spune omului în față: nu, nu ai fost selectat, nu ai fost suficient de potrivit pentru postul acesta. Cei mai mulți recrutori au această jenă și ce altă modalitate de a depăși jena este să nu mai faci. Pur și simplu, nu mai suni și atunci nu mai ai jena respectivă. În al cincilea rând, este vorba despre lipsa de interes. Dacă ești un candidat cu adevărat valoros pentru mine, voi face absolut tot ce îmi stă în putință să-ți dau un feedback și să mențin legătura cu tine în așa fel încât pentru alte proiecte de recrutare să te pot plasa în continuare dacă nu iese nimic în proiectul de față. Dar dacă nu ești o persoană care pentru mine, la nivel subiectiv, să fii considerată o persoană importantă, un candidat important, atunci probabil că nici nu-ți voi da un feedback tocmai din acest motiv. Nu pentru că o fac în mod intenționat sau nu o fac în mod intenționat, ci pentru că pur și simplu îmi iese din vedere sau nu consider, fără să conștientizez neapărat acest motiv ca atare, dar pur și simplu s-ar putea să nu consider că este suficient de important să mai cheltui din timpul meu 5 minute să stau de vorbă cu tine ca să-ți dau acel feedback. Cam acestea au fost cele 5 motive pentru care nu primești feedback de la un recrutor în urma unui interviu de angajare. Dacă ești recrutor și tu crezi că mi-a scăpat ceva, te rog, spune-ne în comentariu despre ce este vorba. Dacă ești candidat și ai alte păreri în legătură cu acest subiect, la fel, spune-ne într-un comentariu părerea ta. Îți mulțumim! Am văzut până acum că, deși nu este imposibil, totuși reprezintă un efort pentru un recrutor să-ți dea un feedback în urma unui interviu de angajare, mai ales atunci când nu ești neapărat cel mai potrivit candidat și când presiunea pe acel recrutor este foarte mare. Haideți să vedem cum putem să reacționăm noi la acest feedback atunci când îl primim. În primul rând, ar trebui să semnalăm faptul că am primit acel feedback. Lucrul acesta ajută recrutorul să înțeleagă faptul că modalitatea pe care o folosește de a trimite feedback este eficientă, că ajunge acolo unde trebuie și, dacă nu, să ia măsurile necesare și să modifice ceva în modul în care dă feedback. În al doilea rând, putem să-i mulțumim. Chiar dacă suntem amari, chiar dacă era jobul pe care ni-l doream, chiar dacă era jobul pe care ni-l doream sau unul din joburile pe care ni le doream,
de vreo 2 luni de zile, chiar dacă eram în căutări, chiar dacă suntem fără loc de muncă, chiar dacă, nu știu, suntem cu ratele în urmă. Este uman, este frumos să spunem mulțumesc pentru feedback. Mai mult decât atât, nu doar recrutorul are interesul să aibă o relație bună cu candidatul, ci și candidații au nevoie de această relație bună cu cât mai mulți recrutori în piață. Pentru că dacă ai o relație bună cu cât mai mulți recrutori din piață, evident, în momentul în care vrei să faci o schimbare în carieră sau, din păcate, se mai întâmplă și situația asta, să rămâi fără job, atunci ai la cine să apelezi, iar cel la care apelezi își va da tot interesul și îți va da toată atenția de care tu ai nevoie. Bun, pe de altă parte, din experiența mea de recrutor, am ajuns la concluzia că nu doar recrutorii în calitatea lor trebuie să dea feedback candidaților, ci și invers. Din păcate, am trăit destul de multe, pentru cât ar fi fost normal, destul de multe situații în care alergam pur și simplu după candidați, după un feedback din partea candidaților. În sensul următor, discutasem cu ei la interviu, am avut acceptul angajatorului, candidatul părea foarte interesat pentru job, iar în momentul în care îl sunam să pot să stabilesc cu el o întâlnire cu angajatorul, nu mai dădeam de el. Nu mai răspundea la e-mail-uri, la SMS-uri, la telefoane. Nu înțelegeți însă faptul că abuzam de toate aceste instrumente de comunicare. Trimiteam un e-mail, sunam o dată, poate de 2 ori maximum, și trimiteam un SMS. Atât, nimic mai mult. Era de bun simț să răspundă la telefon, să dea un feedback, să-mi spună: omule, nu mai sunt interesat de postul ăla, să-mi spună orice, numai să-mi spună ceva, să-mi dea un feedback. Bun, cu alte cuvinte, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dacă ție nu-ți place ca un recrutor să nu revină cu un feedback, nu face și tu același lucru. Prețuiește munca unui recrutor și dă-i un feedback, chiar dacă nu mai ești interesat de post, chiar dacă te-ai dus la interviu doar așa ca să vezi tu cum e piața și să vezi cam care ar fi nivelul tău în piață. Indiferent de motivația pentru care tu ai participat la acel interviu, răspunde, dă un răspuns recrutorului atunci când acesta ți-l solicită și când te caută. S-ar putea la un moment dat ca roata să se întoarcă și nu cred că ți-ar plăcea. Îți mulțumim că ne-ai urmărit până aici. Dacă ți-a plăcut acest clip, lasă-ne un comentariu, dă-ne un like. Dacă nu ți-a plăcut, dă-ne un dislike. Discută pe rețelele sociale și distribuie-l în așa fel încât și prietenii tăi să afle despre el. Iar dacă vrei să vezi și alte materiale pe care le pregătim pentru tine, te rugăm să te abonezi la acest canal.